Salut! Vremea rece din ultima perioadă, care a adus în același timp și multă umiditate, a format un cumul de condiții favorabile pentru dezvoltarea fungilor și ciupercilor, astfel că suntem nevoiți să facem tratamente la pomii fructiferi. În această perioadă, sunt condiții favorizante pentru apariția moniliozei, ciuruirii frunzelor la speciile sâmburoase, iar la speciile semințoase, în această perioadă poate apare cancerul bacterian. Așa că suntem nevoiți să aplicăm tratamente atât de prevenție, cât și tratamente curative pentru a proteja pomii din grădina noastră. Urmează o fereastră de 7-8 zile, începând de astăzi, cu vreme favorabilă, adică vreme mai caldă, cu temperaturi situate între 18 și 22 de grade nocturne, diurne, și nocturne de 6-8 grade. Așa că este bine să tratăm plantele în această perioadă, pentru că după trecerea acestei perioade de 7-8 zile, vine o nouă repriză de ploaie, care din nou va favoriza apariția bolilor și dăunătorilor. Așa că trebuie musai să facem tratament. Mergem în grădină și ne apucăm de treabă. În pompă am adăugat 8 litri cu apă, iar acum punem conținutul plicului de aliet, 20 de grame de substanță activă. Am pus conținutul plicului și agităm bine pentru a facilita dizolvarea substanței. Am ajuns lângă peri și începem să îi stropim. Îi stropim din abundență prin îmbăiere. Substanța fungică care ne asigură protecție împotriva manei și focului bacterian este absorbită de plantă prin intermediul frunzelor. Așa că nu vă zgârciți, dați din abundență cât mai bine să fie acoperite toate frunzele plantei. Eu dau și pe tulpină pentru ca protecția să fie cât mai bună și o distribuire cât mai bună pe plantă. Așa că procedez la fel în continuare până termin tot rândul de peri. Acum am trecut la pregătirea stropirii merilor. Am doi meri înalți în curte, la care nu pot ajunge în mod normal cu brațul pompei, care are numai un metru, așa că am achiziționat un braț telescopic care se extinde până la lungimea de 3 metri. Este un braț destul de ușor, se cam înconvoie el când este extins la maxim, dar este eficient. Îl întindeți atât cât aveți nevoie și începeți stropirea. Stropirea, tot la fel la măr, o facem după ce florile au fecundat, pentru ca astfel să împiedicăm, să înlăturăm pericolul de fitotoxicitate și de avortare a florilor. Tot la fel, din abundență stropim cât se poate de bine pe toate ramurile ca substanța să fie distribuită în mod uniform și să asigure protecția de care avem nevoie. Este o procedură necesară în această perioadă, nu avem ce face altceva, au fost ploi, au fost temperaturi scăzute, condiții favorizante pentru dezvoltarea fungilor și ciupercilor. Așa că dăm la pompă și asigurăm protecția pomișorilor noștri.
Întotdeauna după ce efectuați un tratament cu o anumită substanță și vă rămâne o cantitate oarecare din preparatul cu care ați stropit, nu-l aruncați. Puneți-l într-un recipient, puneți eticheta ca să știți ce conține acel recipient și păstrați substanța pentru a reveni în caz de nevoie cu o suplimentară stropire, un nou tratament. La minim 15 zile de când ați efectuat ultimul tratament. Așa că nu le aruncați, nu se întâmplă absolut nimic. Le păstrați într-un bidon, într-un recipient și le duceți într-un loc de păstrare. Am făcut tratamentul cu aliet la pomii fructiferi din specii semințoase. Acum, pentru sâmburoase, voi face un tratament cu un fungicid de contact, zeamă bordeleză. Este un fungicid eficient pe bază de cupru și îl folosesc de data aceasta pentru că eu am mai făcut în urmă cu 14 zile un tratament cu score. Un fungicid sistemic. De data aceasta alternez. Am pus un fungicid de contact care va asigura o protecție după această ploi și vreme rea. Îl omogenizez bine, după care trecem la stropit. Pentru că pomii au fost tratați, vedeți că am doar o infestare minimă pe 3 frunze la vișini, pe care le și îndepărtez. Este vorba de boala ciuruirea micotică a frunzelor. Tratamentele cu soluții pe bază de cupru, dar și pe bază de fungicide sistemice, i-au asigurat protecția vișinului meu. Vișin care acum se dezvoltă bine, are creștere, dar și fructe. Este al treilea an de la plantare și se prezintă destul de bine, având în vedere că eu nu le fac irigații. Tratamente pe bază de cupru și problema se stopează.